Pentru marea finală, care avea să desemneze campioana județului Vâlcea, primarul comunei Dăiești, George Popolan, a pus la dispoziția Asociației Județene de Fotbal arena din Fedeleșoiu, stadionul reprezentantei celui de-al treilea eșalon, Viitorul Dăiești, formație care a terminat întrecerea pe un onorant loc 3 în serie. În liga respectivă își doreau să ajungă și cele două adversare din acest ultim act, dar numai învingătoare avea să facă pasul spre următoarele faze ale barajului de promovare. După un mini-campionat cu 4 echipe, primele două clasate, FC Băbeni în roșu-alb și FC Păușești Otăsău, au jucat așadar cu trofeul pe masă. În ultimul minut al primei reprize, Florin Totâlcă execută o lovitură de colț, Răzvan Milosteanu prelungește până la Adrian Florea, care îl învinge pe Angelo Prulovici și stabilește rezultatul pauzei, Băbeni-Otăsău 1-0. Actul secund începe cu Băbeniul în atac și 3 ocazii, toate semnate de același jucător. După ce a trimis o boltă în transversală, Bogdan Șurlin l-a scos în evidență pe Prulovici, iar un minut mai târziu a fost anihilat în cele din urmă de Fistogeanu. În cele mai multe cazuri, marile ocazii se răzbună. Asta s-a întâmplat și la Fedeleșoiu, pentru că în minutul 70, cursa lui Marian Filipoiu pe flancul drept s-a încheiat cu o centrare perfectă pentru Eduard Pușcatu, care nu avea cum să greșească, și galben-albaștri au restabilit egalitatea. Ajungem în minutul 90+2, atunci când tot stadionul aștepta cele două reprize de prelungiri, dar Băbeniul a obținut o lovitură liberă pe care se pregătea să o execute Marian Pătrașcu. Veteranul Răzvan Milosteanu este cel care a adus titlul de campioană trupei din Băbeni la capătul unei partide în care arena din Fedeleșoiu a fost o gazdă perfectă. Știți foarte bine că iubesc acest sport, dar și sportul în general. Faptul că astăzi au fost foarte mulți spectatori pe stadionul nostru, atât din Râmnicu-Vâlcea, cât și din Băbeni, din Păușești, din Călimănești, am văzut oameni. Mă bucur pentru acest lucru, că am fost gazde și așteptăm și în oricând stăm la dispoziția AJF-ului sau acestui fenomen, pentru că este un lucru frumos pentru ceea ce se întâmplă și faptul că avem în acest moment un teren mai bun ca în alte vremuri și să sperăm că o să fie mai bun, vom putea găzdui și meciurile noastre de Liga 3, dar și orice altă întrecere din județ și nu numai. În urma tragerii la sorți, efectuată în ziua următoare la sediul Federației Române de Fotbal, campioana FC Băbeni a scăpat de prima fază a barajului, astfel că va juca tur-retur la 16, respectiv 23 mai, cu o adversară din Liga a 3-a.